Auzi, dragă, chiar crezi că era nevoie de măsurile astea extreme? Să știi că oricum aveam de gând să spăl anul ăsta. Ce să speli? Putina? Nu ce să spăl. Muncește acolo, mușină, muncește! Ia uite ce mă implic în spălat, uite. Auzi? Izmenele astea albe îți mai trebuie? Că de o săptămână m-am chinuit să spăl cracul ăsta. Ce ai vrea, să le arunci în curte? Nu, Doamne ferește, vrei să-ți distrugă vegetația? Vrei să împiedice copiii în ei să-și spargă capul? Nu, drag. Ce fă, comentezi? Ce vrei să spui, că sunt jegoase? Cum să fie jegoase, Costele? Nu, ăsta ce e pe el e luxul de pe lume, Costele. Dă-mi încoace un ciocan să le îndrept. Auzi, vrei să te leg și la gură? Chiar, Costele, dar de ce mă legași la picioare? De milă, fă, să te mai odihnești și tu, că ai fi obosită de atâta bramburală prin sat toată ziua. O, că gata, m-am odihnit, acum pot să mă dezleg. Până nu termin de spălat, de gătit și de călcat, nu te dezleg. Ce să spui? Dar ce rost are, că să știi că am spălat, am gătit și am călcat. Că de spălat am pus rufele afară pe gard și a început să plouă. De gătit avem de ieri. Și de călcat ce rost mare, că copiii e grași și se întinde hainele pe ei. Deci, să știi și tu, terminai. Nu terminai, Costele, gata, nu terminai. Nu terminai, nu terminai. Iete, eu spăl, Costele. Spăl, Costele, iete. Iute, de ce spăl, Costele? Spăl, stai acolo și dă-ți paciență, Costele. Eu spăl! Explicați ceva? Există, ele există, dar uitai unde le pusă-i. Găsui! Mi se termină detergentele și mă duc să cumpăr de la Fane Cârlig. N-are Fane detergent. N-are. Cum să n-aibă, că tu știi ce kilos curați avea azi noapte? N-are detergent. Iete, eu stai. Tu ia și dormi să nu te obosească pacientele la ochi. Stai și dormi acolo, Costele, că te o spăl. Dormi, Costele. Dormi, Costele, că mă și enervez dacă nu dormi. Dormi acolo, așa, dormi. Întinde-te, Costele. Întinde-te că eu spăl, Costele. Să spăl mai încet, Costele. Să nu te trezezi din somn. Nani, ciorăpel cu 15 găuri în el. Nani. Încotro, pe! Ce, Costi? Încotro. Nu, verificam dacă e ușa închisă. Este. Dă la mine cheia, că să mă duc să o închid pe din afară, să fim în siguranță de tot. Păi de ce fă? Să nu intre careva peste noi, Costele. Păi ce să intre fă peste noi? E, cum cine, Costele? Hoți terorizatorii, Costele. Tu ai auzit că într-un sat vecin au răpit o femeie? Sat vecin? Da, Costel. Ce sat vecin? În New York. Ce? Păi New York-ul e vecin cu noi, fă. Păi ce, zisă eu că cu noi? Într-un sat vecin cu Philadelphia. Auză, măi, termină-te cu New York și cu Philadelphia și cu prostii de ăștia. Nu dă el norocul peste mine să te fure cineva ce în sat. E, ce să spun? Dar chiar dacă m-ar fura pe mine terorizatorii, tu ce-ai face? I-aș pupa. I-ai pupa. Și dacă totuși m-ar răpi și m-ar sechestra pe un iaht unde m-ar viola și pe urmă m-ar mai viola odată. Și ei, și pasagerii, și echipajul. Termină făcut prostiile, mă enervez. Și m-ar viola așa cam o oră, două, o lună, un an. Termină făcut tâmpenile! Pe care ar mai veni niște pirați, Costele! Care și ăia la rândul lor! Termină te facă, mă, că cât de dintuvesc! Și după care ăștia ar face schimb între ei, teroriștii ar da arme la pirați și pirați la schimb ar da o peldeana. Și să știi că teroriștii e mulți, Costele, e ăia, e jihaz, e zbolahii, e ira, este Khmerii Roșii. Nu cred că-i termin anul ăsta, să știi.
femeie, potolește-te că te bate, te desnud. Auzi, ia zi, da, sincer, ai plătit recompensă pe mine dacă aș fi furată? Mi-a luat Dumnezeu mințile, le-aș da bani să te țin acolo. Zici tu așa, dar eu știu că tu mă iubești pe mine. Da, dar mult de tot te iubesc eu pe tine. Mă iubești mult de tot? Mult, da. Cât de mult mă iubești pe mine? Păi, cât ar scrie așa mare să vadă toată lumea cât de mult te iubești pe mine? Ulele, unde ai scrie, Costele? Pe cruce, fă. Aici zace mult iubita mea, Leana, de ce dată în ziua de... Că suntem astăzi? Lidia. Nu, Costele, nu da, Costele! Păi tu spui mie de teroriști? Dar de ce să... De ce să... Tu spui mie de teroriști? Copii! Copii! Săriți că mă omoară băscăliosul de bun, iată-l! Atunci venim după ce termină, hai! Ia veniți, mă, unde umblează-ți, mă, brambura toată ziua, a? Tata, noi avem în grădină fabrică de spagheti? Nu, de ce? Dar spaghetele sunt din carne? Ce zice asta, fă? Iar-i dă duac sânte să mănânce râme. Da, i-am dat și pizza, fă, mamă, pizza am dat. De unde, dracu, ai găsit tu pizza? De la noi, din Grajd. Bă, pizza e verde, nu? Bă, axinte, bă, axinte, bă, vrei să moară soarta, mă, nu mai da, mă, râme și băleci să mănânce, mă, norocul. Bă, ce te fac, bă, tata, dacă vrea să mănânce bucătărie italiană? De unde te-i dau eu? N-am avut de... Hai, fătă, merg până în beți, că am omorât eu cu lopata niște tortellini o bunătate. Ia veniți voi aici. Eu te ce-a făcut măta, a spălat din proprie inițiativă. Mulțumesc, mamă, mică. Mămica, dau umflăturile astea de la ce? De la propria inițiativă. De mult ce mă iubește tatăl, de aia, dragă. Mamă, dar tata te iubește, fă? Bineînțeles. Eu cred că mă iubește, dar vreau să-l verific. Știi cum facem? Uite, o să mă duc. Facem. Da, te costă. 100, 200, 300, 400, acolo. Lasă, dracă, le trec în contul tău. Auzi? Costele, vezi că eu mă duc cu Axinte să-i cumpăr niște caiete. Pă ce fă, ăla știe să scrie? Că îi le cumpăr gata scrise. Tată, când mă duci și pe mine, mă, la un restaurant italienesc? Când o fi Berlusconi primar în sat. Că vreau și eu să mănânc niște paste. Păi n-ai mai mâncat până acum. E, numai de alea de pix. Auzi-le, dar ce-ți veni ție cu pastele astea, cu mâncarea italiană? Mi-a gătit Axinte, mă, tată, și-mi plăcut. Aoleu, de acum vine rău, ce-ți găti? Șobolanii al forno. Libarchi arabiate. Escalopino di broscanello. Șobolani, libărci și broaște, a? E, de nu-i înflai ochii lui Platini cu capul mare. Vino încoa, mânca la artata de Celentano, vino încoa. Stai că mă bat after safe, after safe. Ăte te-am gătit, mă, ăte, te-am adus o scritoare, mă. Ce scrisă? O scritoare. Domnule Costel Părțac, cu adâncă stimă și internațional respect, vă anunțăm că v-am răpit muierea pe internaționala și ravisanta de excepțională și efervescentă doamna Leana Părțag. O termina Harvardul asta, bă. Dacă nu aduceți până la ora 16 100 de milioane la cârciumă, îi tăiem câte un dești la fiecare 5 minute. Unghiile nu putea să-i le taie. Semnează organizația teroristă Ochi pentru Dinte. Unde găsești, mă, asta? Uite acolo, pe plinș, pe o găsimă, tată. Dumnezeule. Ce, tată, ce, Dumnezeule? Tu știi de când aștept eu vestea asta, mă? Mă scuipi. Am emoții de la plan, am emoții de la plan.
Leană! Fă, zi! Ce dracu, mă, Leană, tu chiar crezi că mușcă Costel chestii de-ăștia cu răpiri? Mușcă mai rău ca laica, ascultă la mine! Ce am eu pe jugular? Ia uite-l și pe ăsta! Gata, mă, sara eu! Bă, acum fie vorba între noi că mie dacă mi-ar fura unul muierea, eu aș plăti și 100 de milioane, să știi. Bă, pentru nevastă ta aș da și eu. Nu. Da, da, având în vedere că cea răpită este respectabilă, doamnă Leana, nu știu care ar da mai mult de 6500. Uite, și dacă ar veni bărbatul meu, aș-ar da 100 de milioane pe mine, facem pariu că dă, a? Și tu îmi dai casa și tu cârciuma la pariu? A, și dacă nu dă? A? Dacă nu dă, tu rămâi cu casa și tu cu cârciuma. Bă, vine Costel cu banii! Ce vorbești, mă? Eu, vine să moară mama! Du-te de acelea, că mă pitu de acelea. Bă, băiet! Ce? Eu primi o scrisoare să adun niște bani aceia la cârciumă, dar nu știu... Ce bani, mă? Despre ce e vorba? Păi și de ce la cârciumă? Ce... Că noi nici nu-i cunoaștem pe teroriști. Bă, mi-o răpiră pe nevastă mea, mă, pe Leana. Ai, nu mă ne... Zău. Zău, mă? Cine, mă? Cine? Și sunt toți 100 de milioane? Eu așa primi o scrisoare, zice că la ora 4 să vin cu banii la cârciumă. E 4 veni cu banii. Bă, Costel, eu nu știu nimic. Stai că mă vibrează ăsta. Da. Alo? Da? Da, cărciuma le bădușu. Bă, ei sunt teroriști. Da, da, domnul terorist. Veni, veni omul. Da, veni omul cu banii. Zii să nu le mai tai din deștete. Să nu... Da. Da, domnul. Da, vi-l dau imediat, da. Succes! Succes în activitate! Alo, da, să trăiți, mitică, da. Da, da, domnul terorist, îi spui eu. Bă, țărane, ține telefonul ăla invers. Da, sigur, am înțeles, imediat. Da, o zi bună, mulțumim frumos, da, respectăm tot. Ce zic? Bă, dar ce? Așa. Ce zic? Bă, Costele, uite, ce ai zis că să te leg la ochi, înțelegi? Aha. Și să-ți arăt eu unde, să știi? Aha, păi dați-mi mâna așa, nu-i bine așa? E departe? Nu, e cu alea așa, aha, aproape. Hai că ți arăt eu. Bă, nu te uiți, da? Nu mă uit. Zi, vezi că trecem pe lângă o pădure acum, a? Așa. Vezi că acum e un lac. Bă, lacul ăla, vezi să nu te uiți. Așa. Așa, bravo, Costele, hai că te descurci. Și acum și ca capul la pod. Așa, ușor. Ia încetul, unel și zi bă, tot înainte. Bă, la scaunele alea, bă. Zi, mă, lasă, nu te mai. Hai, acum, Costele, bravo, bă. Bună ziua, sunt cu banii, adusă 100 de milioane. Sunt soțul victimei, Costel Pârțag. Frankfurt mâncată. Bă, tu, ia, numărei, hai. Leana, ți-ți făcură ceva rău. Te bătură. Te tăiară. Te... Hai să mergem acasă. Stai așa. Ia, bă, toți. Lipsați 5 milioane. Mamă! Îmi lumează la ei, pun eu de la mine, bă. Lasă-i pun eu de la mine. Așa, ok. Ok, hai. Auziți, domnilor, nu cumva ne cunoaștem de undeva. N-avem de unde. Așa-i să moară mama. Mitică, tu îi legi la ușă și după aia ai scos de aici, da? Hai, mișcarea! Mitică, du-te și așteaptă-ne un pic, că e traumatizată, să o liniștesc și venim imediat. Nu-i cunoști, da? Sigur nu-i cunoști. Și te bucur că veni să te salvez. Dar nu te întreb de unde făcui eu rost de 100 de milioane. Fii atentă, fă, semnai un contract 50 de ani de săpat șanțuri câte 10 ore pe zi pentru banii ăștia. Foarte bine, foarte bine. Pe numele tău. Foarte rău, dragă, că știi că nu pot să mă uzbesc atâta timp. Eu... Nu săte, atunci intri la pușcărie, n-am ce nu, să... Nu intru la pușcărie. Atunci vrei la șanțuri? Nici la șanțuri nu vreau. Atunci, mi-a dus aminte, în contract mai e o clauză. Zi. Dacă în timpul când te ținură ăștia legată, te și chinuire, te și bătură, da? Scap de șanțuri, scap de pușcărie. Dar nu mă chinuiră deloc, Costel. Vrei să faci șanțuri? Nu vreau să fac șanțuri. Atunci hai să înscenăm ceva, să creadă că te-au chinuit ei, înțelegi tu? Ce anume? Bă! Eu!
chema încă mămică la tine. Apă, Costele, apă! E, păi nu ți-ai singură, eu te la ia. Apă, Costele. Eu singură. Stai, bă, potolită. Apă, Costele, apă, apă. Apă, că nu mai pot, Costele, nu mai pot. Costele. Fă, dar în ce halte chinuire nemernici ăia. Care nemernici, Costele, că tu... Ce? Tu mă salvași, Costele. Așa, așa. Îți dai seama... Mulțumesc, Costele, mulțumesc. Să-ți dai tu seama cât de mult te iubesc eu pe tine? Cam prea mult, Costele. Mai bine mă lăsai, dracula, teroriștii aia. Aveam eu inima aia, să te las pe mâna a doi necunoscuți. Că nu-i cunoști, n-ai de unde să-i cunoști. Nu, Costele. Pe niciunul. Pe niciunul, Costele. Nici pe Romică? Nu. Și nici pe Frankfurt. Da. Deci, doi necunoscuți. Da, Costele. Te răpiră. Da, Costele. Adică eu sunt prost. Da, Costele. Nu, Costele. Nu sau da? Nu da, Costele, nu da. Hofă, hofă da. Că nu da. Nu vezi da. În ce hal ești. Da, Costele. Dar stau eu și mă întreb acum, de ce dracu din tot e. satul nu găsirei pe cine să răpească decât pe tine? La el acum. S-a făcut o preselecție, dragă. Și pe cine era să fură? Pe matracuce și pe coțohârle? Ce nu e așa. Pe când tu frumoasă ești. Recunosc că modestia n-a omorât pe nimeni, să știi. Gospodină ești? Dacă tu zici. Să știi că am cumpărat și pâine, Costele. Și pâine, da? Cu minte ești? Cu... Da, Costele, da. Mi-e greu să o zic, dar da. Și sinceră. Proastă de sinceră, Costele. Hei, păi dacă tu zici că ești și proastă și sinceră, e. Hai să spui și eu adevărul. Zic, Costele. Banii ăia, 100 de milioane. E. Girai cu casa în bancă, fă. Girai cu casa. Îmi lăsași casa în giratoriu. Deci nu fu niciun contract de la terorist, nu? A. Și atunci de ce dracu mă schilodici, Costele? He, te zisei să mă răcurești eu așa o țără înainte de a ne muta în stradă când o la banca acasă. Costele, recunosc, Costele, că eu fusai cu planul, Costele. Eu fusai, Costele, vina mea fugă, crezui că ai bani ascuși de mine și că mă recuperez cu economiile, Costele. Bate-mă, omoară, bă! Casa mea, cum rămân eu, cum rămâi tu fără tine în mine! Casa mea, casa mea! Se spune rău de casa acum. Olele! Câte amintiri mă leagă de casa asta, Costele! Că nu se există perete să nu mă fi dat cu capul de el! Că nu se există colțușor din casă unde să nu fi spălat tu cu părul meu pe jos. Când aveam. Ce mă fac, Costele, ce mă fac? Potolește-te, mă, potolește-te. Lasă-mă să mă gândesc, o scoate-mi la cap. Gândește, Casparoave, gândește. Băi, stai-mă, stai-mă, că întâi să-i împărțim, da? Băi, uite așa, stai să vedem cum îi împărțim, că nu o luăm așa oricum. Da, foarte simplu. Păi. Eu jumate, tu jumate, gata. E. Păi bine, mă, și eu. Păi ce rămasă, tu împărți cu Leana, da? Bă, vă sparg, scot lungeagul la voi. Ce vorbești, mă, păi ce ai tu lungeagul? Chiar, bă, ia să-mi dai și mie 200 de mii, să-mi iau și un lungeac, ce? Nu mișcă nimeni! Jean Farmat! Unde, mă, pe ce program? Ia-te-mă telecomanda! Alo! Vorbesc serios, Jean Farmat, vrei să descarc încărcătorul de la topor în voi? Scoateți banii! Vorbesc serios, scoateți banii! Scoate banii! Îi scot eu, ține-i tu de vorbă! Stai acolo! Costele, eu cred că ăștia nu ne crede, stai să negociem. Fii atent, stai, lasă-mă pe mine. Ia. Bă, virați-ai, dracu, scoateți banii, că vă ia mama, dracu! E de-a dracu să fiu eu cu ziua care m-a măritat cu boul ăsta, dacă nu scoateți, vă gheră, scoate banii! Voi cine sunteți, mă? Ii, acum te faci că nu mai știi ce-ați noapte malintai, lenuși, lenuțâcă, lenișoară.
cum te-a lintafă? Lenuș, lenuță, că lenișoară. Costele, tu nu trebuie să dai în mine, că noi ceancă pe ei avem ciudă. Înțelegi? Hai, scoateți banii că vă ia dracu! Hai, zi, scoate banii! Bă, noi vii dăm, da, dacă ne spuneți cine sunteți. Cine suntem? Zâneși tu două nume falsi. Bă, noi suntem celebrii Gheorghe și Maria, bă! Costele, nu, de, nume de ăștia mai sonore, așa. Aha. Bă, noi suntem Marcel, Pavel și Sanda Lado și bă. Nu dăm autografe, domnul, nu. Nume de ăștia să se sperie de noi. Bă, noi suntem Călinescu și Răduleasca, bă. Înțelegi? Scoate banii! Scoate banii că te scuip! E, mare brânză! Mare brânză ai? Tu, tu, tu! Cum făcuși, fă? Păi la cât usturoi cu ceapă mâncai eu azi dimineață, Costel? Vedeți, fraierilor, noi eram, vă păcălirăm. Vai de, de capul vostru. Vai de capul vostru. Vai de capul vostru. Hai, 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 hai. Ce zice ăsta, Costel? Hai, 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 hai. Ai, domnul, ți-ți pusești proteza invers, domnul. Hai, 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 hai. Costel, eu cred că ăsta o văzut pe muma paralizată și se îmbârligă limba de atunci. Să dusă banii, Costel. Și cu ăsta tot o aranjași, fă. Nu, Costel, ar dracu să vede, să nu mai ies eu vie de aceea, dacă... Păi oricum nu mai ești vie, Firian. Mamă, te dă bani! O tută, două tute, trei tute, patru tute... Există o explicație. Zi! De-n copii handicapați, te părinți putea tăiată.